Esența credinței creștine a fost strânsă în această formulare pe care tocmai am rostit-o. Articol după articol, articol de credință după articol de credință se desfășoară înaintea noastră în seria pe care ne-am propus-o. Pentru că teologia ta determină trăirea ta. Pentru că convingerile tale, înțelegerile tale sunt cele care îți vor determina faptele. Tocmai de aceea, în modulul acesta, în seria aceasta, abordăm crezul credinței creștine pentru că o înțelegere corectă determină o trăire corectă sau poate determina o trăire corectă. Astăzi am ajuns la următorul articol. Crede în Iisus Hristos care s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Am ajuns practic în inima crezului. În afirmația cea mai unică, dacă mă pot exprima așa, este unicitatea absolută între toate religiile lumii. De ce spun asta? Pentru că nici o altă religie din istoria omenirii nu face o astfel de afirmație. Toate celelalte religii vorbesc despre omul care are de făcut ceva ca să îmbuneze divinitatea. Vorbește despre omul care trebuie să se străduie, să câștige bunăvoința divinității, sacrificându-se, aducând tot felul de jertfe, jertfindu-se pe sine, dăruind și așa mai departe, crezând că își poate cumpăra cumva salvarea. Creștinismul face notă discordantă aici, pentru că vorbește despre un Dumnezeu care vine să-l caute pe om în piața de sclavi al lumii. Și când citim un astfel de articol, că tocmai am văzut Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Tatăl vine și îl dă pe Dumnezeu Fiul, unul născut de aceeași natură cu el, ca să moară, să se răstignească, să pătimească, să fie îngropat și să învieze pentru noi, când citim un astfel de articol, îmi aduc aminte de o lecție de viață. Este valoros să declar că iubești, dar adevăratul test al iubirii sunt faptele. Poți să spui că iubești, prin cuvintele tale, o declarație verbală, dar adevăratul test al iubirii sunt faptele de iubire. Acest articol de crez dovedește. Ne spune și ne și arată că suntem iubiți. Adevăratul test al iubirii sunt faptele. Și Dumnezeu se sacrifică pe sine ca să ne scape pe noi. De ce? Despre ce e vorba aici? Haideți să încercăm să explicăm puțin această doctrină a ispășirii și a răscumpărării. Prima afirmație a articolului spune s-a răstignit pentru noi. Și când auz o astfel de afirmație, mai ales în zilele noastre, primesc de foarte multe ori întrebarea dar de ce a trebuit să moară Hristos? A fost necesară moartea asta lui Hristos? Hai să fim serioși. De ce? Și care este natura și, natura și cauza ispășirii? Cum adică? Ce, ce e ispășire? Cum funcționează lucrurile? De ce e nevoie de așa ceva? Haideți să încercăm să răspundem la această întrebare. Întreaga societate umană și-a stabilit un standard de viață după care funcționează. Și acest standard de viață după care funcționează se numește lege, un sistem legal, un sistem juridic. Când unul din articolele de lege este încălcat, Sistemul judiciar reclamă, cere, pretinde aplicarea pedepsei menționate în lege. Așa funcționează societatea umană. Și un judecător cinstit nu poate trece cu vederea pur și simplu încălcarea legii. El trebuie să dea un verdict. El trebuie să aplice pedepsa pentru încălcarea articolului de lege. Ei bine, la fel stau lucrurile și în domeniul spiritual. De fapt, sistemul judiciar omenesc este o reflexie a sistemului judiciar celest. Cum stau lucrurile în sistemul acesta, în domeniul spiritual? Pedeapsa pentru păcat este moartea, ea trebuie aplicată. Păcatul este o călcare de lege, o neascultare de Dumnezeu. În momentul în care ai călcat legea, conform sistemului judiciar celest, trebuie să vină pedeapsa. Ai călcat legea, asta înseamnă pedeapsa. Un Dumnezeu integru, un Dumnezeu cinstit, integru, nu poate pur și simplu trece cu vederea păcatul. Dacă l-ar trece cu vederea pur și simplu, n-ar mai fi integru. Ar ști despre el însuși, stai puțin. Eu am spus, una și am făcut alta. Un Dumnezeu integru nu poate pur și simplu trece cu vederea păcatul nostru. Asta ar însemna că ar trebui să vină cu pedepsa. Numai că în momentul în care el ne-ar pedepsi, ar aplica pedeapsa normală, pedeapsa legală, care este moartea pentru păcat, el ar, ar, ar pierde tocmai obiectul iubirii lui. Și Dumnezeu se vede într-o dilemă extraordinară. Oamenii, noi toți, am păcătuit, spune Scriptura, suntem lipsiți de slaba lui Dumnezeu. Noi am păcătuit cu toții. Plata păcatului este moartea. Dumnezeu ar trebui să vină și să ne omoare conform dreptății lui de săvârșite. Numai că făcând-o, el pierde tocmai ființele pe care le iubește, pe care le-a creat. Și iată-l într-o dilemă pe care el trebuie să o rezolve ca să rămână și integru, dar în același timp să-și poată manifesta iubirea. Să-și scape ființele create pe care le iubește. Așa că, alegând sau dorind, alegând să ne ofere iertare, trebuie să-și asume plata pentru păcat. Și ascultați-l pe Pavel spunând în Roman 3, versetul 25 și 26. Pe el, pe Isus, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele lui, o jertfă de ispășire ca să-și arate dreptatea lui. Căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdarea lui Dumnezeu, și vorba de perioada vechi testamentală, până la Isus. Dumnezeu trecuse cu vederea, le înghesuise undeva. Încă nu plătise pentru ele. Pentru că în vremea de acum să-și arate dreptatea lui, astfel încât să fie drept și, și totuși să socotească drept pe cel ce crede în Isus. Adică, Dumnezeu trebuie să pedepsească păcatul, nu poate să nu-l pedepsească. Și atunci găsește soluția. Ispășirea se definește ca fiind lucrarea pe care a făcut-o Hristos prin viața și prin moartea Lui pentru a ne mântui. Aceasta este definiția completă a ispășirii și o să o explicăm imediat. Probabil că ilustrarea vizuală cea mai apropiată pe care am găsit-o este iarăși un tablou. V-am obișnuit cu câteva tablouri în întâlnirile acestea, în seria aceasta. Este tabloul lui Holman Hunt, Umbra Morții. Este un tablou plin de sugestii. Vedem un Isus în timpul vieții lui, lucrează în atelierul de tâmplărie și tocmai face o pauză de la tăierea unei bucăți de lemn și se întinde să se dezmorțească. Și lumina care bate pe el creează o umbră în spate care potrivește perfect cu stinghia unde sunt așezate uneltele de tâmplărie, creând o umbră a morții sugerând, prefigurând crucificarea lui viitoare. Și în colțul, din stânga jos, o vedem pe Maria care caută ceva în cufărul cu obiecte rămase de la magi și în timp ce caută acolo ceva, vede umbra pe perete și întreaga misiunea lui Isus îi trece prin minte. Pentru că Isus a făcut ispășire atât prin viața, cât și prin moartea lui. Și o să vedem, o să vedem imediat în ce fel. Dar încă n-am răspuns la întrebarea, a fost necesară moartea lui Isus? Adică, stai puțin, dacă Dumnezeu este tot puternic, m-a întrebat cineva, de ce nu a dat un edict prin care pur și simplu acordă iertare oamenilor? E tot puternic, face ce vrea, dă un edict și am terminat. De ce a trebuit să mai moară Hristos? De ce mai a trebuit toată această tragedie să aibă loc? Răspunsul este destul de simplu și l-am spus, cred că deja. Pentru că Dumnezeu ar fi fost necinstit, lipsit de integritate față de Sine. Și să ne aducem aminte, un Dumnezeu atotputernic sau Dumnezeul nostru, deși este atotputernic, El nu poate face tot ce vrea. El poate face tot ce este semnificativ, poate face tot ce are sens, poate face tot ce se aliniază caracterului Său, El nu se poate contrazice pe Sine și atunci să dea un edict de iertare, s-ar fi contrazis pe sine și ar fi contrazis dreptatea, sfințenia lui. El trebuie să găsească un mișloc mai înțelept care să împace dreptatea și iubirea lui. A fost necesară a moartea lui Isus, în primul rând, Răspundem în felul acesta, Dumnezeu nu a fost obligat să mântuie pe nimeni. Este foarte important să știm, ca să înțelegem nuanța ispășirii. Dumnezeu n-a fost obligat să mântuie pe nimeni. Putea să ne lase în păcatele noastre, să-și îngroape iubirea și să ne pedepsească, să-și manifeste doar dreptatea. Dumnezeu n-a fost obligat să mântuie pe nimeni. Când cântărim faptul exprimat de Petru, în 2 Petru 2 cu 4, faptul că Dumnezeu n-a cruțat pe îngerii care au păcătuit, ci a aruncat în adânc unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată, când cântărim această afirmație ne dăm seama că Dumnezeu ar fi putut alege, pe baza noi dreptăți perfecte, să ne lase și pe noi în păcatele noastre, în așteptarea judecății. Putea să o facă și el nu s-ar fi contrazis pe sine. Numai că iubirea nu-i de pace. Și astfel, iubirea lui, cum îmi place să spun, face un pas înaintea dreptății lui. În sfințenia lui Dumnezeu găsim rațiunea ispășirii. Adică ceea ce pretindea Sfințenia lui Dumnezeu a procurat dragostea lui. Sfințenia lui Dumnezeu pretindea pedeapsă, pedeapsă procurată de dragostea lui. Se pedepsește pe sine, preia el totul. Așa că tot ce avem noi de făcut este să ne ascundem nesfințenia proprie sub moartea lui Isus, așa cum Moise s-a ascuns în crăpătura stâncii. Să ne adăpostim de mânia lui Dumnezeu Tatăl în Dumnezeu Fiul, în înspășirea făcută de Dumnezeu Fiul, în înlocuirea făcută de El. Este singurul loc sigur. În al doilea rând a fost necesară moartea lui Isus, da, a fost. Pentru că în momentul în care Dumnezeu a hotărât în dragostea Lui să-i mântuie pe oameni, Scriptura ne spune că nu a existat nicio altă cale. În grădina Gățiman chiar Iisus a întrebat dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Dar n-a fost cu putință, știm cu toții. Pentru că altă cale nu exista. De ce? Pentru că suntem atât de răi încât nu a existat o cale mai ușoară. Dar suntem și atât de iubiți încă Dumnezeu n-a ezitat să plătească El însuși prețul maxim. În alte cuvinte, Isus a intervenit între mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului și noi, săvârșitorii de păcat. Isus este paratrăsnetul nostru, dacă vă ajute imaginea aceasta mai mult. Isus este paratrăsnetul, a intervenit între mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului și noi, săvârșitorii de păcat. A preluat mânia aceea și a dus-o în sine. În al treilea rând, a fost necesară moartea lui Isus? Da, a fost. Pentru că iertarea adevărată se oferă doar în urma asumării unei suferințe. Asta m-a explicat-o de mai multe ori, dar este esențială să o pricepem și să o ținem minte. De fapt, orice om care iartă, care alege să ierte, își asumă o suferință. Să presupunem că îți împrumuți mașina unui prieten, acesta are un accident și ți-o face praf. În această situație ai două opțiuni. Cer prietenului tău să plătească daunele sau ales să le plătești tu. În ambele opțiuni, costul reparației trebuie suportat de cineva. Mașina trebuie reparată, cineva trebuie să suporte costul reparației. Dacă ales să-l ierți, înseamnă să plătești tu Costul reparației în locul persoanei vinovate. El iert că ți-a stricat mașina. Iertarea deja presupune că tu plătești pagubele. Rămâi și cu mașina stricată și nu doar atât. Și plătești pagubele pentru reparația ei. Când ți se greșește, nu-i așa, ai puternicul sentiment că dreptatea a fost încălcată. Și greșeala nu poate fi ignorată pur și simplu. Așa că ai două opțiuni: să-l faci pe cel ce ți-a greșit să plătească, să sufere pentru ce ți-a făcut, prima opțiune, a doua opțiune este să-l ierți. Ei bine, a alege să-l ierți înseamnă să-ți asumi o suferință, pentru că el scapă nevătămat. Tu rămâi și cu suferința, cu greșeala ce ți s-a făcut și nici nu-l să plătească, îți asumi tu și pagubele. Absorb răul ce ți s-a făcut și faci și plata pentru pagubele ce ți s-au făcut. Așa că oricine alege să ierte, ia asupra sa păcatele ce s-au săvârșit împotriva lui și acoperă și plata pagubelor comise. Nu exact asta a făcut Iisus Hristos pe cruce? Acesta este sensul ispășirii. Dumnezeu a ales să ierte. Ca să ierte, ca să ne ierte, rămâne cu păcatele, își ia păcatele noastre asupra lui, care s-au săfârșit împotriva lui. El rămâne cu ele și plătește și paguba pentru ele. Asta face Dumnezeu vizibil și la nivel cosmic. De fiecare dată când ne iartă. Noi facem la un nivel pământesc. De fiecare dată când iertăm pe cineva, ne asumăm o suferință. Isus a trebuit să moară dacă voia să ne ierte. A fost necesară moartea lui Isus categoric, da? Era absolut singura opțiune. Bun, da? Cum a făcut -o asta? Natura ispășirii are două aspecte. Dacă revenim la definiția ispășirii, am spus că ispășirea se definește ca fiind lucrarea pe care a făcut-o Hristos prin viața și prin moartea Lui pentru a ne mântui. Prin viața și prin moartea Lui sunt importante ambele. Una vorbește despre ascultarea activă a Lui Hristos, lucrarea făcută prin viața lui și cealaltă este ascultarea pasivă a lui Hristos, lucrarea făcută prin moartea lui. Să le luăm pe rând foarte pe scurt. Ascultarea activă a lui Hristos sau lucrarea pe care el a făcut-o prin viața lui. Dacă Isus ar fi câștigat pentru noi doar iertarea păcatelor, noi nu am meritat cerul. Adică vina noastră ar fi fost îndepărtată, dar în am avea nevoie și de o viață de ascultare desăvârșită, pe care știm bine că noi o acordăm. Da, ele se depărtează păcatele, dar noi nu trăim o viață desăvârșită. Asta înseamnă că nu facem față prezenței lui Dumnezeu dacă ar fi să ne ia Dumnezeu după viața noastră. Tocmai de aceea Isus a trebuit să trăiască o viață perfectă de ascultare de Dumnezeu pentru ca meritele vieții Lui să ne poată fi atribuite nouă. Dacă viața de perfectă ascultare a lui Isus ar fi irelevantă, Isus ar fi putut muri pentru noi când era încă un copil. Fără să aștepte până la 33 de ani. Dacă doar moartea lui era importantă. De aceea, ispășirea Domnului Isus Hristos, sau lucrarea făcută de Isus Hristos în ispășire, a avut două elemente. Viața lui, desăvârșită, fără păcat, pe care Dumnezeu ne-o atribuie, dacă noi ne ascundem în el, și prin moartea lui, care este ascultarea pasivă a lui Hristos, lucrarea făcută de el prin moartea lui. Și când vorbim de ascultarea pasivă, de moartea lui Hristos, neapărat trebuie să ținem minte că mântuirea este gratuită. Dumnezeu oferă mântuirea gratuit, dar nu este necostisitoare. Nu este una ieftină. L-a costat viața și n-a fost o moarte ușoară. Suntem foarte obișnuiți cu Isus a murit pentru noi, în limbajul nostru de zi cu zi, în explicația care le dăm copilor noștri și așa mai departe, citim. Suntem așa de obișnuiți cu expresia aceasta, Iisus a murit pentru noi, a făcut ispășire. Și dacă nu stăm să medităm puțin la ce a însemnat toate, 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 toate afirmațiile acestea, putem pierde din forța, din impactul lor. Pentru că vrem imediat să vedem, bun, și ce dacă, ce cu ispășirea asta, ce mă ajută pe mine astăzi? Ca să putem să Găsim o aplicație, trebuie să înțelegem conceptul. Și atunci, mântuirea este gratuită, o oferă Dumnezeu gratis tuturor, dar nu a fost necostisitoare, a costat enorm de mult. Ce a costat? Odată, moartea lui Isus Hristos, răstignirea lui, a însemnat durere fizică și umilință. Sigur, nu spun că Isus a suferit fizic mai mult decât alți crucificați. Fizica a avut parte de aceea suferință. Totuși, durerea fizică prin crucificare este colosală. Este suficient să citiți niște tratate despre crucificare și veți vedea cât de îngrozitoare poate să fie o astfel de execuție, fără să mai vorbesc de umilința pe care o poartă în fața mulțimii cel crucificat. Nici nu pot să vă descriu detaliile morții prin crucificare. Mi-ar fi rușine. Și când le atribui lui Iisus Hristos, parcă sunt și mai de temut. Și te întreb, cum a putut Isus, Fiul lui Dumnezeu, de aceeași natură cu Tatăl, să se lasă umilit în halul ăsta? Este extrem de umilitor pentru un om cu moare pe cruce, expus privirilor tuturor. Dar dacă acest om este chiar Fiul lui Dumnezeu, durerea fizică și umilința a fost implicată în răstignire. Dar pe lângă ea, mai grea decât durerea fizică, a fost durerea psihologică, emoțională, suferită de purtarea vinei altuia. Cu toții știm câte ceva despre durerea sufletească ce o resimțim când am înfăptuit un păcat. Dar dacă, am păcăt, dar dacă nu am păcătuit și totuși noi suntem pedepsiți, nu e ușor de îndurat. Nu ne revoltăm când suntem pedepsiți pentru ceva ce n-am făcut? Iisus era pe cruce fiind pedepsit pentru ceva ce n-a făcut. Răstignirea lui a presupus durere fizică și umilință, a presupus o durere emoțională, a presupus apoi abandonare. Durerile de mai înainte erau agravate de faptul că Isus a înfruntat durerea singur. Toți ucenicii l-au părăsit și au fugit, ne spune Scriptura. Noi așa știm cu toții, când ești într-o suferință, de orice fel a fie, când te afli într-o suferință și ai pe cineva aproape, măcar o persoană aproape, parcă te simți mai ușurat, pentru că e acolo, îi pasă, empatizează cu tine, te ajută, îți dă ce ai nevoie, este te mângă, este lângă tine. Parcă e mai ușor de dus orice suferință când ai ceva apropiat lângă tine. Iisus a murit și a abandonat complet ceea ce mărește profunzimea ispășirii lui. Și pe lângă aceste prime trei dureri, dacă vreți, cea mai profundă dintre toate, mai cumplită decât toate acestea, a fost îndurarea mâniei propriului tată. Adică să-ți vezi propriul tată cu care ai petrecut în senul Sfintei Treimi. Se vezi toată furia dezlănțuindu-se pe tine. Toată mânia adunată de-a lungul secolelor a fost dezlănțuită pe Isus Hristos și își vede propriul Tată dezlănțuindu-se împotriva lui. Isus a suportat mânia lui Dumnezeu transformând-o în favoare pentru noi dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți, spune Isaia 53. Aceasta este bucătăria ispășirii. Lucrurile acestea s-au întâmplat în spate și când le înțelegi pe toate, dimensiunea uriașă a ispășirii începe să capete sens. Până la urmă, Dumnezeu Tatăl și-a tratat Fiul pe cruce, ca și cum El, Fiul Lui, ar fi trăit viața noastră. Și toate acestea pentru ca, pentru a ne putea salva pe noi, trata pe noi, ca și cum noi am trăit viața Lui. Dumnezeu face un schimb acolo. Altcineva plătește prețul. Și acel altcineva este Dumnezeu însuși. Pentru că, haideți să mai explicăm un lucru. Am putea spune bine, dar nu-i drept ca Dumnezeu să transfere vina păcatului de la noi la persoana nevinovată a Domnului Isus. Nu pare a fi drept. Unu, Isus a preluat voluntar păcatele noastre, nu a fost obligat să o facă. Și doi, și asta ce poate reușim să înțelegem, un judecător care dă o sentință nedreaptă trebuie să fie pregătit să fie tras la răspundere de o instanță superioară. Ei bine, exact asta face Dumnezeu. Transferând păcatele noastre asupra nevinovatului Isus, judecătorul Dumnezeu se lasă tras la răspundere de o instanță superioară. Și el este, nu este nimeni mai mare ca el. Așa că Dumnezeu dând verdictul achitat, deși meritam pedepsă, Dumnezeu își asumă răspunderea să fie pedepsit. Și se autopedepsește. De verdictul pentru rei ești achitat. În sângele lui Iisus Hristos ești nevinovat. În momentul acela este o, este o achitare nedreaptă. Și Dumnezeu și asumă consecințele verdictului și spune, eu trebuie să fiu tras la răspundere acum și o și fac pe cruce. Înțelegeți cum merg lucrurile? Asta este dimensiunea completă a... S-a răstignit pentru noi și spune textul și-a înviat a treia zi. Trei zile mai târziu, Isus și-a luat viața înapoi într-un trup magnific, perfect în toate privințele, cu o singură excepție. Și asta mă fascinează și îmi spune ceva despre importanța ispășirii. Cicatricele lui au rămas. Citim în scriptură și o să avem la ultima sesiune din crez învierea morților și o să vedem că vom fi în viață într-un trup de slavă care nu putrezește, care are niște proprietăți. Isus este primul care înviază cu un astfel de trup, un trup desăvârșit. Dar cu niște cicatrice la mâini și la picioare și în coastă. Și îți spui de ce? Urmele sacrificiului făcut rămân pe trupul lui magnific. Ele rămân acolo ca dovadă a identității și lucrării sale. Să știm cine este cel cu cicatricele și ce a făcut pentru noi. Cicatricele lui rămân ca amintirea faptului că bucuria veșnică a fost câștigată cu un preț. Că noi ne putem plimba prin Ierusalimul Ceresc în viața veșnică datorită acestor cicatrice. Și acolo, în Ierusalimul Ceresc, în locul păcii eterne, când vom umbra îmbrăcați în hainele de instrălucitor și curat, faptele neprihănite, va fi acest singur element care să ne aducă aminte că orice lucru de valoare costă, își are prețul. Și asta Iisus ne va aduce aminte o veșnicie. Ați ajuns aici pe gratis, dar nu necostisitor. Asta va fi mesajul cicatricelor lui. Și imaginez că ori de câte ori Iisus împăratul împăraților, călară pe calul alb, cu diadema pe cap, cu ochii ca para focului, va înainta spre noi, îi vom vedea cicatricele de la picioare, iar când își va întinde mâinile sale către noi, să ne șteargă lacrimile, să ne mânghe fața, sau să ne treacă prietenește mâna prin păr, îi vom vedea cicatricele de la mâini. Singura amintire a faptului că pentru noi s-a făcut ispășirea de păcate. Și a treia zi a înviat. Dacă rămânea mort, credința noastră era degeaba. Învierea lui Isus este un eveniment istoric. Este, creștinismul este singura religie a lumii care apelează la învierea din morți a fondatorului ei pentru a-și argumenta spusele. Este o afirmație cât se poate de riscantă și dacă n-ar fi adevărată, ne pierdem. Suntem pierduți. Așa că învierea lui Isus Hristos este adevărată, este un eveniment istoric rezonabil. Evanghelele conțin o amplă mărturie despre învierea lui Isus. faptele apostolilor sunt o relatare a mărturiilor apostolilor privind învierea lui Isus. epistolele depind în totalitate de premiza că Isus este viu, apocalipsa ne-l arată în mod repetat pe Isusul înviat și înălțat la cer. Isus este viu, El a înviat realmente în trup. Și Isus acesta este viu, mamă, o dovadă că El este viu. Furia pe care o resimt unii la adresa lui Isus astăzi. Este incredibil. Cezar era mai cunoscut decât Isus în vremea lui Isus. Platon a dat mai multă învățătură decât Isus în vremea lui Isus. Asta despre Cezar și Platon mai vorbesc câțiva oameni și mai menționează pe aici, pe acolo. Dar nu stârnește nicio pasiune nici pro, nici contra lui Cezar și a lui Platon. În schimb, Iisus strănește pasiuni colosale, fie pentru el, fie împotriva lui. De ce? De ce? Toată furia pe care o resimt unii împotriva lui Iisus dovedește faptul că el nu a murit. El este viu. De ce atâta preocupare privitoare la Iisus? pentru că e viu, pentru că scormonește, pentru că nu-ți dă pace, pentru că știm că e viu și avem ceva de făcut înaintea Lui. Învierea este un eveniment istoric. Doi, învierea validează întreg mesajul creștin. Și dacă n-a înviat Hristos, spune Pavel în 1 Corinteni 15, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre dacă n am înviat Hristos și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Ucenicii au înțeles foarte bine lucrul acesta și l-au transmis fără preget, în ciuda consecințelor negative care s-au răsfrâns asupra lor. Ei au proclamat învierea lui Isus. Toți au murit cu curaj de morți violente, fără să cedeze un centimetru de la convingerea că Isus a înviat. Isusul înviat pe care l-au întâlnit și le-a le asigurat nebunia de a-și da chiar viața pentru el. Învierea aceasta lui Isus garantează dumnezeirea lui Isus. Faptul că a ne garantează că Isus este Dumnezeu. Învierea lui Isus demonstrează că mă pot închina lui liniștit, fără teama că mi-am pierdut mințile. Cel mai practic test la care îl pot supune pe un impostor care pretinde că va învia este să-l ucizi și apoi să vezi dacă înviază. Dacă înviază, nu este impostor. Însă tu ești vinovat de ucidere și ai o problemă cu acest Dumnezeu pe care trebuie să o rezolvi cumva. Iisus a pretins că va muri și va învia și a și făcut-o. N-a fost un impostor. Garantează Dumnezeirea lui, mă pot închina lui liniștit, fără teama că mi-am pierdut mințile garantează mântuirea din păcat această înviere. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, spune Pavel în Roman 10 cu 9, și dacă crezi în inimă, ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Garantează viața de după moarte această înviere a lui Iisus. Moartea a murit când Hristos a înviat. Iisus este moartea morții. Moartea nu mai poate să țină ființa umană legată. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, spune Pavel în 1 Corinteni 15, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum, Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Învierea validează întreg mesajul creștin, o scoți afară și creștinismul rămâne gol și pierdut. Învierea lui Isus 3 este motivația pentru conduita creștină, pentru o trăire creștină. Pentru că un Isus înviat îți dă curajul, energia, resursele să trăiești într-adevăr într-un anumit fel. Și... Privind la condiția spirituală a multor biserici de astăzi, privind la zelul stins al creștinilor, la apatia și letargia lor, am avea motive să credem că învierea lui Isus fie nu-i crezută, fie nu-i înțeleasă, fie nu-i aplicată. Da, fără îndoială, creștinismul este un crez ce trebuie crezut, dar mai este și o viață ce trebuie trăită. Separat de un mântuitor viu, crezul creștin devine o farsă păguboasă. Iar viața noastră, o luptă disperată de a te ajuta singur. Da, creștinismul este devotament pentru doctrină și caritate, dar mai ales devotament pentru o persoană, pentru Isus Hristos. Și ce dacă? Care sunt implicațiile și aplicațiile? Aplicațiile acestui articol al crezului au de-a face cu perspectiva asupra vieții de credință sau cu motivațiile credinciosului s-a răstrict pentru noi în zilele lui Pilat din Pont și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Pentru ce toate acestea? Pentru că eu sunt pământesc vândut, rob păcatului, spune Pavel în Roman 7,14. Prin neascultarea lui Adam, lumea, odată frumoasă și bună, a devenit o piață globală de sclavi, în care suntem tratați ca niște sclavi, umiliți de stăpânitorii viacului acestuia. Dumnezeu și-a trimis Fiul în piața de sclavi ai adversarului ca să ne răscumpere, adică să ne cumpere înapoi, să ne asigure liberarea de subdominația Lui. Asta este conceptul de răscumpărare. A venit să ne cumpere înapoi, să ne ia de pe piața de sclavi pentru Sine. Călate 4,4 patru cu patru, dar când a venit împlinirea vie, vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm în fierea. L-a trimis pe Fiul Său ca să ne răscumpere, să ne ia de pe piața de sclavi ai lumii. În El avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor, Efeseni 1 cu 7 a venit să ne răscumpere plătind cu sângele său prețul de răscumpărare ca să ne elibereze, să ne scoate din sclavie. Și acum lucru foarte interesant este următorul. Dumnezeu nu ne răscumpără, ne răscumpără ca să ne mute ca sclavi de la un stăpân la altul, ci ca să ne adopte ca fi, ce că ne-a răscumpărat ca să căpătăm în fierea. Deci ne ia ca sclav, ne răscumpără, ne cumpără înapoi și ne face fii. Da, ne putem considera roba lui și într-un fel suntem, dar se întâmplă exact ca la fiul risipitor, întâmplarea cu fiul risipitor, exact același mecanism. Tu vii la Dumnezeu și îi strigi, răscumpără-mă și pe mine, ia-mă și pe mine dintre sclavii aceștia puși la vânzare aici. Vin la tine, se întoarce respiratorul acasă și spune, fă -mă ca pe unul din robii tăi. Tot e mai bine acasă, o rob să fiu. Și ce face tatăl? Lea ia și îl pune pe poziția de fiu. Asta se întâmplă cu oricare dintre noi. Noi strigăm, răscumpără-mă și pe mine, Doamne. El vine, ne localizează, ne scoate, plătește prețul de răscumpărare sângele lui și ne restaurează ca fi. Și atunci, Aplicația principală a doctrinei răscumpărării este următoarea. Ai fost răscumpărat de sub domnia lui Satan. Nu mai e sub puterea lui. Deci, nu-i mai datorezi nicio supunere. Nu mai e nimic de împărțit cu el. Ești liber. El nu-ți mai poate porunci. Nu te mai poate pune să faci ceea ce vrea el. Cel rău. El ne-a eliberat de sub autoritatea întunericului, spune Coloseni 1,13 cu 13, și ne-a adus în împărăția fiului său iubit, în care avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor. În alte cuvinte, cel rău nu mai are dreptul legal și nici puterea să mă controleze, să mă domine, să-mi dicteze ce să fac. Mă pot împotrivi lui. Ne putem odihni în răscumpărarea făcută de Isus. Răscumpărarea aceasta ne asigură toate resursele de luptă, ne așează pe o poziție avantajoasă față de adversar, știind că cerul a fost învins și este biruibil. El nu este invincibil, avem o altă atitudine în fața atacurilor lui. Când știi ce a plătit Isus ca să te răscumpere, poți găsi perspectivă și motivație să trăiești altfel. Bine, dar dacă suntem răscumpărați, de ce mai avem de luptat? De ce nu se încheie cu toate luptele noastre? Pentru că, după nașterea din nou, omul, deși scapă de povara vinovăției și capătă o nouă gândire, el nu scapă de tot bagajul trecutului. Și acesta trebuie rezolvat cumva. Relațiile disfuncționale de până acum sunt acolo și trebuie rezolvate. Dependențele de orice fel trebuie stopate obiceiurile rele trebuie rezolvate și așa mai departe. De aceea lupta continuă. Lupta continuă pe terenul acestor reziduri. Aceste reziduri îl invită pe cel rău să se folosească de asperitățile firii noastre. Și de aceea, chiar răscumpărat fiind, lupta continuă. Dar o altă întrebare, dacă avem o astfel de răscumpărare, de ce nu trăim la nivelul acesta de biruință? Pentru că, din păcate, nu avem perspectiva optimistă a învingătorului. Pentru că eliberarea devine un mod de viață doar în măsura în care locuim gândirea și credințele noastre greșite cu gândirea lui Hristos. Noi nu avem perspectiva învingătorului. Noi uităm că noi am învins. Că putem. Dar dacă războiul a fost câștigat deja, atunci de ce continuă cel rău? Pentru că nu mai are nimic de pierdut. Deja a pierdut totul. El e bătut. Dar luptă cu disperare, bineînțeles, să mai distrugă atâta cât va mai puteam. Lupta lui continuă din ură pură. De aceea războiul continuă. Bine, de ce ne pune Dumnezeu capăt? Îi va pune capăt la momentul potrivit. Ce te face să crezi că acum este momentul potrivit? Deocamdată Dumnezeu permite acestei lupte să aibă loc. Pentru că o folosește ca un agent de smerire a noastră, de formare, de întărirea credinței. Tot așa, după cum prin exerciții mușchii se întăresc, tot așa caracterul se formează în condiții de asprime, de luptă. Calitatea se dezvoltă atunci când te lupți cu opusul ei și îl învingi. Până n-ai învins opusul ei, n-ai calitatea. Abia atunci poți să spui că am calitatea cu tare după ce am învins opusul ei. Până nu l-ai învins, n-ai calitatea. Așa că, ce înseamnă această aplicație? Ce înseamnă această atitudine? Ce înseamnă faptul că nu-i mai datorez nicio supunere? Înseamnă următorul lucru. Înseamnă că ai această perspectivă a luptătorului. Odată cu învierea lui Isus, ofensiva lansată de el este de neoprit. Reversarea Duhului Sfânt peste ucenicii lui a însemnat echiparea armatei sale cu cel mai sofisticat arsenal posibil. Dintr-o dată, un pericol ceresc amenința lumea. Hristos, generalul, urmat de armata biserică, a invadat teritoriile răului. Porțile locuinței morților nu vor birui și nu-i vor putea opri înaintarea. Două de ani de istorie ne arată clar că diavolul nu are la îndemână strategii victorioase. El pur și simplu nu știe cum și nu poate să câștige în fața lui Hristos. El pierde pe toate fronturile. Și cu astfel de perspectivă și motivație trebuie să purtăm războiul spiritual în care suntem angrenați. Și cu o astfel de atitudine putem. Acesta este. Povestea articolului crucial și unic din miezul crezului. Unicitatea lui este absolută. Credința creștină este singura care vorbește despre un Dumnezeu care coboară să o scape pe om. Toate celelalte chinuie pe oameni să ajungă acolo. Este articolul crucial și unic. Și aș încheia în felul următor. Chiar dacă aș avea înțelepciunea lui Solomon, blândețea lui Moise, puterea lui Samson, credința lui Avram, compasiunea lui Iosif, consacrarea lui Ieremia, loialitatea lui David, spiritul profetic al lui Ilie, curajul lui Daniel, măreția lui Ioan Botezătorul și îndelungă răbdarea lui Pavel, toate la un loc – tot aș avea nevoie de răscumpărarea prin sângele lui Hristos pentru iertarea păcatelor.